Investițiile în infrastructură sunt o prioritate pentru primăria Slatina. În ultimii ani, autoritățile au alocat constant sume importante pentru acest domeniu, astfel încât slătinenii să circule în cele mai bune condiții. După ce un studiu sociologic a indicat faptul că mulți dintre cetățeni au considerat că sunt necesare investiții masive în infrastructură, primăria a decis să aloce bani din bugetul local pentru derularea mai multor proiecte de anvergură. Unul dintre acestea este acela de asfaltare și modernizare a complexului de străzi care alcătuiesc centura de ocolire a orașului, respectiv străzile Pitești și Oituz și bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu. Prima componentă importantă este proiectul modernizare infrastructură rutieră existentă în municipiul Slatina, strada Pitești, strada Oituz și bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu. După cum știți, noi am început lucrările la reabilitarea centurii existente a Slatinei încă de anul trecut. Prima stradă care a intrat în reabilitare este strada Pitești. Echipele de muncitori și utilajele lucrează la foc continuu, stadiul proiectului fiind unul destul de avansat. Unul din cele mai ambițioase proiecte ale primăriei municipiului Slatina este asfaltarea și modernizarea centurii ocolitoare a orașului. În acest moment, zeci de muncitori și utilaje se află pe teren, acolo unde decopertează asfaltul existent. Un al doilea proiect mult așteptat de slătineni este asfaltarea străzilor din cartierul Steaua. Lucrările de modernizare a zonei cuprinse între străzile Văilor, Cuza Vodă și Elena Doamna au început de aproximativ o lună de zile. Și aici utilajele și muncitorii sunt în teren zilnic, astfel încât în cel mai scurt timp posibil toți locuitorii din această zonă să se bucure de străzi și trotuare sigure și asfaltate. Este o suprafață, așa cum vedeți și dumneavoastră, destul de mare la ceea ce privește carosabil. Se ridică undeva la 11.000 de metri pătrați. Așa cum spuneam, desfacem bordurile existente care aveau trotuare din sistem rigid degradat. Le desfacem întrucât noi nu putem să punem asfaltul pur și simplu peste trotuarele existente, întrucât asta ar însemna să acoperim partea superioară a bordurii pe de-o parte, iar pe de altă parte este destul de inestetic. Locuitorii din zonă se arată extrem de mulțumiți de faptul că primăria Slatina a dat startul lucrărilor de asfaltare și în cartierul lor. Ei spun că pe aceste străzi nu s-a mai intervenit de foarte mult timp, iar o recondiționare a părții carosabile era imperios necesară. Era greu, e greu și acum cât se lucrează, dar trebuie să ne asumăm și un pic stres, un disconfort până când vom avea și noi ceea ce trebuie, nu? Cum vi se pare această inițiativă de a reasfalta și această zonă a orașului? Păi, binevenită în primul rând, necesară și, ce să zic, să o țină tot așa. E nevoie, după cum se vede, totul e mocinat, adică un nou asfalt e binevenit. Este foarte bine că era urât așa și parcă eram la... Când mergeai și cu picioarele, simțeai la tălpi. Un lucru foarte bun și-l apreciem și ar vrea să fie cât mai multe locuri amenajate. Era normal, mai ales aici, în zona asta școlii, unde trec copiii. Era necesar, era. Tot ce e pus în proiect e necesar, mai ales cu drumul ăla expres, cu asta pe aici, pe la, de, ducem cu ala la IPA, la ăștia, bine. Cred că s-au schimbat totuși, s-a schimbat ceva, avem un oraș cât de cât frumos. Aceste două lucrări fac parte dintr-un proiect de amploare al primăriei Slatina. Sunt prevăzute în total 99 de obiective, reprezentând lucrări de modernizare de străzi, tronsoane de străzi sau trotuare.